Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tu ai probleme cu inima, Luca? Cum? Tu ai probleme cu inima, cu pipa? Sper că nu, nu, în general sunt bine. Te-ai controlat? Nu, adică nu recent. Pentru că, știi, are legătură cu vecinii care fac chestii de-astea. Vecinii gălăgioși. De adevărat, nu cu genul ăsta de gălăgie, ci cu sunetele, se cheamă impulsive, adică alea când fac zgomote zdrang, când scapă, când lovesc, când nu știu ce. E un studiu care arată că vecinii gălăgioși nu doar ne scot însărite, ci pot să ne provoace boli de inimă. Cercetătorii canadieni au descoperit asta, au demonstrat științific că sunetele pe care le fac vecinii sunt mai enervante decât orice alt tip de zgomot deranjant, sunetele bruște. Și eu propun să se taxeze, deci statul român tot se uită după ceva de taxat. Eu propun acum oficial să se taxeze rotopercutoarea sâmbătă dimineața, cu suprataxă și penalități. Cine folosește rotopercutoarea, pac, amendă și bătaie. Ai văzut că nimeni, toată lumea se plânge, dar tu știi pe cineva care folosește rotopercutoare? Exact. Serios, că toți ne plângem de chestia asta. Bă, dar știe ce? Eu cred că e unul. Este unul care peste tot. E ca Moș Crăciun, care se duce la toți copiii din lumea asta, la fel și băiatul ăsta cu rotopercutoarea. De orice apartament, pac, nu ești atent. Și l-ai descoperit pe la vreodată? Ai văzut? Da. Pășitul și căderea obiectelor pe podea reprezintă principala cauza plângerilor în multe clădiri rezidențiale cu mai multe etaje. Sunetele, cum spuneam, sunete de genul ăsta, bruște, subite, percutante. Mesaj? Astea sunt mai enervante decât sunetele mai generale și mai continue, cum ar fi muzica sau vorbirea cu voce tare. Deci Dan Ciotoi pe parbriz. Da, Dan Ciotoi pe parbriz, doamne, iartă-mă, pe pervaz nu provoacă bol de inimă. Deci de asta ești sănătos. Atunci e bine. E bine, da. Da, Luca e sănătos, tu. Cercetătorii canadieni, vrei să mai spui ce? Asta zic, deci se referă la zgomote bruște, cum spune, scăpat da. Ganteră pe parchet. Da. Sabotul. Da. Cercetătorii canadieni au observat că expunerea pe termen lung la aceste sunete nedorite în complexuri rezidențiale, blocuri, nu știu ce, pot declanșa probleme cardiovasculare și tulburări de somn și dacă mai pui și porumbei care ne scot din minte, sunt probleme maxime. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.